Republica Moldova ocupă locul 6 între statele CSI la numărul de migranți pe teritoriul Federației Rusă, însă numărul acestora s-a redus într-un an cu 4%, ceea ce ar fi cu 22.000. Datele Serviciului Rus de Migrațiune arată că în primul trimestru în Federația Rusă locuiau oficial 553.000 de cetățeni ai Moldovei, ceea ce constituie 5% din totalul migranților din Rusia. Cei mai mulți migranți în Rusia sunt din Ucraina, de asemenea a crescut numărul migranților din Kazahstan cu 13%. Aceasta se explică atât prin NSP împrirea legislației migraționale a Federației Ruse, cât și prin deprecierea rublei rusești, motiv din care multora nu le mai este convenabil să plece în Rusia la muncă.